Un an de zile a rezistat Xi Jinping presiunilor Occidentului de a purta o discuție cu președintele Ucrainei. În schimb, a avut mai multe întâlniri cu Putin, izolat de toată lumea. A mers inclusiv la Kremlin. Atunci Zelenski aștepta o convorbire cu liderul chinez. Nu s-a întâmplat decât abia ieri. O oră au stat de vorbă Xi Jinping și Zelenski. Despre asta Kremlinul spune că e o chestiune de dialog bilateral. Și NATO privește pozitiv comunicarea dintre China și Ucraina. Stoltenberg insistă că e foarte important ca Beijingul să înțeleagă mai bine perspectivele ucrainene. I think it's important also that China gets a better understanding of the Ukrainian perspectives. This doesn't change the fact that China has not been able to condemn Russia's illegal war, illegal invasion of Ukraine, and NATO allies have expressed strong support to President Zelensky's peace plan. Partea ucraineană vorbește în termen superlativ despre dialogul liderilor. După anunț au urmat întrebări sceptice. Oare Beijingul e și mai concentrat să-și servească propriile interese sau să pună capăt unei invazii pe care refuză să o critique? Premierul pune accent mai mult pe cooperare decât pe o rezolvare a conflictului cu ajutorul Chinei. Мова, я переконаний, відкриває новий етап нашої співпраці і відносин з Китайською Республікою. І переконаний, що це надзвичайно хороший початок для розвитку наших майбутніх відносин.